Pompierii au intervenit astăzi de dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case din municipiul Curtea de Argeș. Ajunși la fața locului cu două auto speciale cu apă și spumă, o autoscară și un echipaj al ambulanței Smurt, salvatorii au constatat că flăcările se întinseseră la o a doua casă aflată în apropiere. Aceștia au acționat atât pentru stingerea incendiului, dar și pentru prevenirea propagării flăcărilor la celelalte imobile aflate în apropiere. În urma incendiului au ars la prima proprietate aproximativ 100 de metri pătrați din acoperișul casei și circa 20 de metri pătrați de acoperiș al unei anexe gospodărești, iar la cea de-a doua proprietate, care se afla lângă anexă, au ars aproximativ 60 de metri pătrați din acoperișul casei. La fața locului, paramedicii Smurd au acordat îngrijiri medicale unui bărbat de 75 de ani, care a suferit un atac de panică. Anchetatorii au stabilit că incendiul a izbucnit dintr-o anexă, de la un scurt circuit la rețeaua electrică.